campionatul european. Forța Steaua! Sunt tinere, frumoase, talentate, muncitoare și dornice de afirmare. Sabina, Tania, Denisa, Felicia și Emma sunt sabrerele de la Steaua care bat la porțile afirmării. Lotul național de sabie feminin al României se află în această vară în cantonament la Constanța, primul după o pauză de 2 ani, iar Felicia și Emma Iacob, Denisa Șerban, Tania Lutea și Sabina Martiș se pregătesc sub comanda antrenorilor Cătălina Anghel și Andreea Doană pentru noul sezon competițional. Ce se poate citi pe chipul unui sportiv aflat în cantonament la mare în această perioadă? Atât fericirea că avem unde să ne pregătim și cu cine să ne pregătim, cât și oboseala că antrenamentele nu sunt chiar atât de ușoare pe cât par. Urmează peste câteva săptămâni campionatul european de scrimă senior din Bulgaria. Cu ce gânduri plecați acolo? Eu mi-aș dori minim un 8, întrucât m-am pregătit și în timpul vacanței. Și cred că este momentul să dovedim că am muncit, că suntem bune și că avem potențial. După medalia de bronz obținută la campionatul mondial de junior, urmează o competiție de senior. Te obligă acest rezultat obținut în primăvară? Ar fi prima mea participare la o competiție de senior internațională, așa că nu cred că am atât de multă presiune pe mine, dar vă dați seama că orice sportiv își dorește, fie că are o medalie în spate, fie că nu, să obțină un rezultat cât mai bun la orice competiție, mai ales la una de acest nivel. Care sunt calitățile care te certifică pe tine ca și sportivă de performanță și care crezi că te vor ajuta mai departe în carieră? Faptul că sunt muncitoare, cu siguranță asta, adică eu cred că nu sunt genul de sportiv care câștigă mai mult prin talent cât prin inteligență și multă, multă muncă. Primul mare concurs din această toamnă este campionatul european de senior din Bulgaria, acolo unde stelistele abia așteaptă să urce pe planșe. Ce se poate citi pe chipul unui sportiv aflat în cantonament la mare în această perioadă? Cred că, în primul rând, oboseală, da. Și în al doilea rând, clar, fericire și entuziasm. Deci, cantonamentul la mare este cel mai plăcut cantonament dintre toate și sunt sigură că toate așteptăm cu mare drag toată vara să vină luna august să plecăm. Cât de mult v-a lipsit atmosfera din cantonament, dat fiind pauza forțată de pandemia de coronavirus? Foarte mult, pentru că noi ne vedem zilnic la antrenament, dar faptul că stăm acum zi de zi, timp de 2 săptămâni împreună, ne ajută și să creștem în relațiile una cu cealaltă și să ne bucurăm de toate momentele petrecute împreună. Ce îți propui să obții la campionatul european din Bulgaria din toamna acestui an? Pentru mine ar fi o onoare să particip și este printre lucrurile pe care mi le-aș dori în momentul de față și chiar sunt încrezătoare în munca pe care am depus-o în ultimul timp. Până la întrecerea continentală, sportivele Stelei profită de prezența la Constanța și, între două antrenamente, se relaxează pe plajă sau fac o baie în mare.